Vă invit să rămâneți aproape pentru că alături de mine este domnul Vasile Gașpar, șef al Direcției Prevenirea Riscurilor de la IGSU și după cum vă spuneam în această dimineață, dumnealui va veni și cu recomandări. Bună dimineața, bine ați venit! Dimineața! Vine sezonul rece, la fel cum discutam și acum o săptămână, iar pentru foarte multă lume soba nu este o alternativă. În lipsa ei folosesc aparate ce la un moment dat funcționează pe bază de electricitate sau de gaz. Vreau să începem cu cele pe bază de gaz, cu cazanele clasice cunoscute de toată lumea. Trebuie să le facem inspecție în cazul în care ele nu sunt noi sau au deja ceva ani de când le avem acasă, sau se recomandă acest lucru să-l facem doar atunci când simțim sau vedem că are probleme? Da, dacă să discutăm despre cazanele pe gaz, termocentralele, ele în mod obligatoriu trebuie să fie certificate. Deci procurarea lor trebuie să fie la centrele autorizate, unde se eliberează certificatul, aceleași termeni de garanție, precum și modul de utilizare. Spre deosebire de o sobă pe care am discutat săptămâna trecută, cazanele pot fi instalate doar de către persoanele acreditate, licențiate și doar în baza unui proiect. Deci nu fiecare cetățean își poate instala cazanul unde dorește și utilizarea lui cum dorește. Și să discutăm despre verificarea periodică, desigur că este necesară. Orice producător deja în sine impune careva condiții periodicitate, dar nu prea cred că ar fi oportun depășirea ei maximă, adică mai mult de un an de zile. Aceea verificare iar la fel se efectuează către persoane specializate care vor oferi și acele sfaturi și nemijlocit vor înlătura neajunsurile depistate. O condiție de bază care ar fi la utilizarea cazanelor care utilizează gazul este sistemul sau mecanismul de ventilare a încăpirii în care este amplasat un termocentrală pe bază de gaz. Scopul primordial al acestei sisteme de ventilare este eliminarea în exterior, deci din locuința sau din încăpirea unde este amplasată, a produselor de ardere. O discutăm din punct de vedere a securității antincendiare. Deci în cazul în care este prezent canalul de ventilare, sistemul de ventilare și acesta funcționează, probabilitatea acumulării concentrației de gaz care ar duce la consecințe letale sau alte consecințe este minimală, deoarece chiar dacă se elimină în spațiul locativ care va avea loc, da, și canalul prin intermediul sistemului de ventilare acesta este evacuat în exterior. Deci, ca să fac un rezumat, ar fi verificarea periodică, abaterea, deci interzicerea oricărei modificări în construcție, în utilizare sau utilizarea peste măsură sau în exces. Exact cum spune producătorul și cerințele. Bine, conform legislației și în momentul în care schimbi un cazan cu altul, chiar dacă este aceeași locație, oricum ești obligat să aduci persoanele specializate pentru a face acest lucru și, sigur, să ai acel certificat despre care discutam, pentru că altfel nu ai dreptul de a folosi acel cazan. Cazanul are acea carcasă care pur teoretic oferă siguranță sau ne-ar crea senzația că oferă siguranță. Pot deveni însă ele periculoase? Da, pot deveni, deoarece, încă o dată o să reiterez, ele utilizează combustibil gazos, deci gaz, dar gazul este o substanță, metanul este o substanță inflamabilă și deci poate provoca explozii, deflagrații și anume când are loc scurgerea acestuia sau emanarea în exterior. Emanarea poate avea loc din motivul netanșității, din motivul abaterii, iarăși am să spun careva acțiuni care nu au fost necesare de întreprins asupra acestui cazan. Și anume gazul care este emanat în exterior poate provoca explozii, deflagrații, deseori se întâmplă. Bine, fiți foarte atenți și la perioada de viață a unui cazan, pentru că sunt unele gospodării care încă au cazane de 10, 15 sau 20 de ani și în cazul în care în toată această perioadă nu ați făcut nicio verificare, s-ar putea, la fel ca orice alt mecanism care există creată de om, la un moment dat acest mecanism să aibă anumite lacune și să vă aducă mai multe, să nu vă mai aducă beneficii, în schimb să vă puneți viața în pericol. Dacă e să vorbim de aparatele electrice, acestea putem deja să le segmentăm în mai multe categorii, pentru că sunt aparate electrice statice, sunt aparate electrice mobile pe care putem să le folosim. Vreau să intrăm puțin în detalii. Da, deci majoritatea cetățenilor, din motivul pentru a-și crea un oarecare confort sau de a ieși din careva situații, utilizează tot mai des aparate electrice de încălzit. Le putem diviza în două mari categorii, să-i spunem, cele care sunt predestinate direct pentru încălzirea spațiului locativ, cum ar fi caloriferele electrice, acele suflante electrice și multe altele, doar că unele din ele sunt predestinate sau sunt concepute pentru a crea acele, pentru a
încălzi spațiul locativ, iar multe dintre ele nu prea sunt destinate sau pentru utilizarea lor îndelungată. Un risc primordial pe care îl au toate aparatele electrice de încălzit e faptul că sunt conectate la rețeaua electrică. Deci aici cetățenii deseori fac prima greșeală majoră, să-i spunem. Nu iau în calcul puterea nominală pe care o are un aparat electric de încălzit cu acea capacitate pe care o poate oferi rețeaua electrică deja existentă. Un alt factor este mult mai incomod sau deseori este incomod conectarea caloriferului electric, reșorilor electrice direct în priză și pentru a-l amplasa în spațiul în care este necesar sunt utilizate și aceeași prelungitoare. Ca un sfat sau pentru a reduce în practică riscul este combinarea tuturor acestor factori. Deci, în cazul în care am procurat, ne interesăm care este capacitatea lui și cât consumă și deci întrebăm sfatul unui specialist dacă el este posibil sau în cazul conectării la rețeaua pe care deja o avem, nu va crea pericol de supraîncălzire rețelelor electrice. Nu este ceea ce poate crea scurt-circuit. Scurt-circuit, deci, da, supraîncălzirea cablurilor electrice, prizelor, prelungitoarelor și ca urmare a scurt-circuitului. Un al doilea ar fi deseori sau practic întotdeauna sunt lăsate fără supraveghere. Au fost conectate în rețea și lăsate și mai ales pe timp de noapte. Iar ca orice persoană sau ca orice cetățean, vigilența în timpul nopții scade. Sau mai ales în perioada în care noi le lăsăm fără supraveghere. La ce ar conduce acea supraveghere? Deci este o măsură care nu necesită careva implicații sau financiare sau alte mijloace. Scurt circuitul sau supraîncălzirea acestor cabluri electrice la care sunt conectate consumatorii electrici sau chiar însăși consumatorii, deci rare ori se produce un scurt circuit sau o abatere spontan. Pe o perioadă înainte de a se produce emană, sunt careva principii care le simțim, aceleași miros de fum sau chiar funcționarea normală, care ne insinuează sau ne dă de știri că ceva se întâmplă sau ceva nu se întâmplă corect. Haideți să subliniem aceste semne. Ar fi mirosul. Mirosul. Acel fum. O să spun un pic mai simplu, doar ca să fiu înțeles. Deci ar fi acele licăriri ale luminii deja existente, becurile pentru iluminat, în cazul în care undeva pe rețea se întâmplă sau are loc procesul incipient a producerii unui circuit, lumina va devia. Mirosul neplăcut, deseori pot să se prelucreze automatele sau siguranțele automate și însuși funcționarea normală nemijlocită a acestor consumatori electrici. Toate aceste lucruri ar trebui să ne aducă anumite semne de întrebare, să vedem unde este problema, să înțelegem dacă există sau nu o problemă și, desigur, ulterior să conectăm din nou la rețea acele aparate electrice pe care le avem. Dar sunt aparate electrice mai moderne, cele care pot fi setate pentru o perioadă de timp și astfel unele dintre ele, deși sunt conectate la rețea, sunt într-o formulă de pauză pentru o anumită perioadă. Putem să le lăsăm conectate la rețea? Da, sunt foarte multe și deja foarte multe locuințe și au optat pentru încălzirea spațiului locativ prin intermediul consumatorilor sau termogeneratoarelor electrice. Dat fiind faptul că ele sunt predestinate, sunt proiectate și sunt utilizate corect sau sunt nemijlocit pentru încălzirea spațiului locativ, acestea sunt calculate și la instalarea acestora, deci ele nu pot fi deseori instalate de către un cetățean simplu, iarăși necesită implicarea unui specialist. Aici se iau în calcul deja tot ce am enumerat mai sus și rezistența și puterea nominală a tuturor prizelor și da, ele au sistemă de autoreglare. Ceea ce oferă posibilitatea sau minimalizează riscul de supraîncălzire acestora. Sunt setate la o temperatură oarecare, odată ce se depășește, ele se deconectează și au mai multe sisteme de siguranță, precum întreruperea automată a alimentării cu curent electric și multe altele. La fel ca și în cazul cazanelor, trebuie să fim foarte atenți la presiunea pe care o avem în cazan, pentru că în cazul în care presiunea este una mare, ne expunem și viața în pericol, pentru că ar putea surveni la un moment dat o explozie în cazul în care acest lucru continuă, la fel și în cazul aparatelor electrice. Vreau pe final să vedem ce putem face în cazul în care avem anumite probleme, indiferent dacă vorbim de cazan sau de aparatele electrice, care sunt pașii pe care trebuie să-i întreprindem. Cel mai important, cum am mai spus, e montarea sau
procurarea, montarea și utilizarea doar acelor aparate care dețin certificate și pe care știm să le utilizăm, în cazul mai ales ce ține de cazane pe bază de gaz, în cazul apariției cărorva defecte pe care noi le simțim, nici într-un caz cetățeanul ordinar sau obișnuit nu este îndrept și nu este necesar pentru a le repara sau înlătura aceste defecte de sine stătător. Ceea ce ține de aparatele electrice, tot ar fi o chestie foarte interesantă. În cazul în care a apărut careva semne de producere, de îmbătrânire a izolației sau de topire sau careva miros de fum, să încercăm la maxim să nu le înlăturăm cu forțele proprii. Pentru că sunt electricieni licențiați și sunt persoane care sunt acreditate și duc o responsabilitate și au cunoștință de cauză. În cazul în care un prelungitor sau un aparat electric deja demonstrează sau are careva semne de uzură sau de funcționare incorrectă, cel mai bine să le încetăm utilizarea lor, să le înlocuim cu careva care sunt bune și poate pot fi utilizate. Și probabil de la grădiniță cunoaștem, marea majoritate, sau sper că toată lumea deja cunoaște, în cazul în care începe un incendiu, undeva la conexiunea făcută între un aparat și sistemul central de electricitate, în niciun caz nu încercăm să stingem acel foc cu apă, pentru că apa este un conductor foarte bun de electricitate. Este o regulă pe care am învățat-o de mici, dar de fiecare dată probabil ar trebui să o mai repetăm pentru ca subconștientul nostru să o stocheze și mai bine, astfel încât să știm de fiecare dată ce ar trebui să facem. Domnule Gașpar, vă mulțumesc mult că ați venit în această dimineață. Vă mai așteptăm cu mare dragă pentru a aborda și alte subiecte și sper că pe parcurs sezonului rece și nu doar, să aveți cât mai puține intervenții, astfel încât cetățenii să fie din ce în ce mai responsabili. Da, mulțumim.